Discutat despre atacul energetic, ce este acesta, cum se manifestă, dar mai ales cum ne putem proteja. Și îl am alături de mine pe unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu, psihologul, numerologul, parapsihologul Anatol Basara. Bună ziua, bine ați venit! Bine, bună ziua și bine v-am găsit! Fizica cuantică a demonstrat foarte clar că totul este energie, așadar și atacul energetic poate fi cumva explicat științific. Deși sunt și mulți sceptici. Ce este de fapt un atac energetic? Asta este o temă foarte interesantă, care am putea spune în felul următor. Însă subiectul discuției există și nu există în același timp. Pentru că majoritatea oamenilor percep, adică nu cunosc, să spunem așa, însă și termenul ce e energie, care este sursa acelei energii, câte tipuri de energie există, care este în câmpurile de propagare a acelor energii, care este particula care transportă acea energie, dar vorbim despre atacuri energetice. Uite, pe de o parte, nu putea spune așa, nu există niciun fel de atac energetic. Pentru că atac înseamnă o acțiune conștientă a cuiva împotriva altcuiva, folosind ca armă energie. Și nu există oameni cu cunoaștere care pot face lucrul acesta? Există, dar oamenii respectivi sigur nu se ocupă de noi. Au alte lucruri mai interesante sau alte direcții de, spunem așa, influență. Nu se ocupă de oameni de stradă sau de oameni din bloc. Dar auzim la fiecare pas oamenii care spun: am fost atacat energetic, am fost atacat energetic. Toți sunt atacați energetic. Dar cine îi atacă? Prin ce mijloace îi atacă? Asta vrem să dezvăluim. Cu ce tip de energie îi atacă? Nu-și pun întrebarea respectivă. De cele mai multe ori, uite, când vine un om la tine, vine la tine cu un băț, tu îl vezi pe omul respectiv, îl vezi arma cu care el intenționează să atace. Și atunci tu îți iei și tu o bâtă mai mare ca a lui sau ce știu eu de felul ăsta și vedem care pe care poți să te aperi. Nu? Adică, sau care pe care îl învinge. Dar când omul vine cu o armă, spunem, nevăzută, adică energie, uite, vine cu energie, ce tip de energie, care e sursa acelei energii, cum o direcționează acea energie, pe ce căi, pe ce conductoare, spunem așa, o transmite la alt om ca să-l poată influența. Uite, despre asta nu ne punem întrebarea, pentru că nu stăm puțin să gândim cu mintea noastră logic, fizică elementară. Nu vreau să spun că fenomenul în sine nu există, dar nu se numește atac energetic. Dar adică termenul în sine este influență psihologică, este influență emoțională, este influență de tot termică poți fi. Uite, acum o să încep să te atac, o să încerc să te atac energetic, de exemplu, și pe spectatori la fel. Să vezi ce interesant. Simți atacul. Dar eu te atac. Poți să-l fac să devină mai sesizabil, mai vizibil. Asta printr-un instrument. Printr-un instrument. Vocea e tot un instrument. Acum o să trec dincolo de 14 Hz, adică de 14.000 de Hz și nu-i s-o mai auzi. Dar asta nu înseamnă că nu te influențează. Stând o perioadă de timp sub impactul... O să trec dincolo de 14.000, o să treacă dincolo de pragul tău perceptiv, nu o să mai auzi sunetul ăsta, dar asta nu înseamnă că el nu o să te influențeze. O să te influențeze atât de subtil și o perioadă de timp, încât după vreo 7 minute maxim, nu știi de ce o să începi să te agiți. Nu o să fii în starea ta obișnuită. Adică starea ta psihologică, datorită sunetului care pătrunde sub pragul tău perceptiv, direct în creierul tău, creierul va încerca să caute sursa sunetului, să o descifreze, să o decodifice, să-i găsească semnificații. Mintea nu poate sta fără muncă, fără sens așa. Și atunci vă căuta sensul, dar de ce se întâmplă asta, dar de unde vine, dar cu ce scop, ce măsuri trebuie să iau eu. În timpul ăsta vei începe a cheltui o cantitate imensă de energie. Nu te atacă nimeni, singură pierzi energie. Dar gândul negativ al cuiva sau invidia cuiva îndreptate constant spre tine îți pot afecta structurile? Dacă ar fi așa ceva în lume, jumătate de glob ar fi omorât-o pe cealaltă jumătate de glob, gândindu-se negativ la ei. Odată am fost la Kiev la un congres.
al bioterapeuților, bioenergeticienilor, cosmoenergeticienilor, de tot felul erau acolo. Și i-am rugat frumos, faceți tot posibilul, te vă rog frumos, toți specialiști, atacați-mă, dar așa, fel, două zile la rând. Vă rog frumos, atacați-mă energetic, cum știți voi cel mai bine. Ca după două zile eu să vin să vă rog să nu mă mai atacați și să mă deblocați, ce mi-ați făcut acolo. Deci ce se întâmplă? Nimic. Pentru ca un om care să te atace, el are nevoie de un canal. Nu avem alte canale de a afecta un om decât acele care l-au zestrat natura. Vizual, tactil, olfactiv, auditiv, kinestezic, motoric, cum ar fi. Alte canale nu avem. Numai prin canalele astea putem intra în om, producând acolo oricare modulație de un anumit tip, folosind diferite tipuri de impulsuri, dar ele avem trei numai. Și numai două forme de modulație, adică modulăm realitatea sau energia aia sau cuvântul sau în amplitudine sau în frecvență, mai mult în viteză, încă până cum n-am învățat să modulăm, că dacă învățam să modulăm în viteză, ne teleportam deja, n-am învățat. Asta încă probabil va urma. Și numai așa îl putem influența pe un om. Dacă oamenii cred că unul stă și se gândește la rău la altul și el la altul ceva pățește, absolut nimic. Știi cine pățește primul? Cel care se gândește la rău, pentru că el a gândit rău tot timpul, rău deja e în tine. Și tu singur îți provoști tot felul de lucruri dăunătoare. Celălalt nu se știe vreodată că tu te gândești la el, decât dacă tu nu cumva îl suni și îl ataci psihologic și îi spui, uite să vezi tu ce pățești, lasă că mă pun eu pe capul tău, vezi tu că este usuci ca creanga aia. Deci blestemul și, sau de ochiul sunt niște forme de atac? Sunt niște forme, spunem, de atac, dar ele sunt de cele, adică ele sunt de cu totul altă natură, emoțională, psihologică, canalul de intrare poți fi vizual, nu se poate de ochea niciodată nimeni dacă nu te-a văzut și dacă tu nu o vezi pe ei. Nu se poate nimeni afecta cumva dacă nu poate să aducă vorba lui la urechea ta. Nu se poate te ataca nimeni dacă nu poate pune mâna pe tine sau nu poate îmbla cu mâinile în jurul tău. Deci nu se poate ataca de la distanță, susțineți dumneavoastră. De la distanță se poate nu ataca, ci se pot produce, spunem așa, se pot stabili canale de comunicare sau de influență reciprocă, dar asta o fac, se poate întâmpla numai în cadrul specialiștilor. Nu așa că stau eu acasă și mă gândesc negativ la tine sau pozitiv, cât vreau eu pe lumea respectivă, nu se întâmplă nimic decât creierul meu, o să-mi consumi prin asta o cantitate imensă de energie, iar creierul este consumatorul cel mai mare de energie din tot sistemul ăsta, nu este generator de energie, adică eu dacă mă gândesc, eu nu generez energie, eu consum mai multă energie. Dacă se pot influența, eu am nevoie de o energie, de unde eu energia suplimentară ca să pot să te influențezi prin pentru că a produce o muncă utilă, oricare acolo ar fi, o schimbare în oricare alt sistem, eu am nevoie de energie. Noi, majoritatea din noi, abia avem energie să mergem, să ne facem treburile noastre. Dar pe unde mai luăm energie în plus, prin intermediul căreia sau cu ajutorul căreia, să producem modificări în spațiu înconjurător sau în lume. Gândiți-vă, adică oamenii dacă ar cunoaște fizica elementară, ei nu o cunosc, dar ei se duc în fizica cuantică, acolo cât mai mult nu înțelegi. Acolo, dacă ar înțelege, ar înțelege un lucru foarte clar. Că da, gândul nostru inclusiv și noi ne manifestăm. Uite, eu sunt o particulă, tu ești altă particulă. Acum noi interacționăm, adică amândouă suntem particule. După ce eu o să plec din biroul respectiv sau din studioul respectiv și nu o să mă mai vezi, eu pentru tine o să devin undă. Și relația noastră o să fie pe cale de undă, adică pe calea undilor. Eu o să stau acasă și o să mă gândesc la tine. Oare ce face particula asta? Oare unde se află? Oare ce face e momentul respectiv? Evident că o să-mi dau, în fața mea nu există ca particulă, eu o să-mi dau, o să mă gândesc la tine ca undă. Și tu să te gândești la mine tot ca undă. Și ne putem influența? Ne putem influența numai într-un singur loc, numai într-un singur moment. Când acele două particule au interacționat între ele într-un anumit fel și una devine particula cu o încărcătură puternică, interioară, așa, și alta are în interior, cumva așa spunem, un fel de gol, dar în schimb radianța e foarte mare. De ce? Pentru că radianța ei interioară o duce în afară. Una este de tip masculin sau yang, alta este de tip feminin. Și atunci dacă ele odată au intrat într-o conexiune, atunci ele rămân conectate aproape tot restul vieții lor, conectate între ele. Și atunci când una își schimbă polaritatea, nu știm din ce motiv, ceilalți schimbă polaritatea în mod automat. Nu că vrea sau că nu vrea. În mod automat. Hai să vă spun când se întâmplă asta. De exemplu, noi
Doi, un tânăr și o tânără au fost între ei într-o relație, inclusiv sexuală, au interacționat. Asta e una dintre condiții sexuală. Ei rămân conectați între ei tot restul vieții. Noi de obicei spunem așa, întrebăm pe o domnișoară, de câte ori te-ai căsătorit? Și ea spune de două, și de două ori, asta e oficial, dar ea s-a căsătorit de atâtea ori cu câți bărbați au intrat în interacțiuni sexuale. Și nu se poate tăia această conexiune niciodată? Dacă s-ar putea și dacă ar fi după capul nostru, n-ar mai exista legi universale. Dar ele există de când Dumnezeu a creat creația respectivă și ne-au preîntâmpinat. Vedeți că asta așa e, vedeți că asta e păcat, vedeți că asta e lege, vedeți că asta este legea ritii sau legea ritului, vezi că asta este legea neamului, vezi că asta este legea karmei, vezi că le încălcați la fiecare pas, trăiți în bălării, cumulați păcate, adică erori, pe urmă erorile respective nu știți să le corectați nici într-un fel și pe urmă vine suferința după asta. Deci, practic, ne auto-atacăm mai mult singuri. E evident. Ne auto-atacăm. Uite, de exemplu, eu am intrat în spațiul respectiv. Eu, prin însăși prezența mea, fără a face nimic, poți să te deranjezi. Te nervezi, uite așa, te nervezi. Tu ai să-ți leiești de puteri pentru că cheltui energie, pentru că încerci să interpretezi oare de ce m-am uitat eu la tine așa, oare de ce am făcut gestul ăla, cheltui o cantitate de energie absolut aiurea, fără coeficient, adică coeficientul acțiunii utile este zero aproape, dar energie e cheltuită. Și apare o lege care spune cheltuiala de energie în zădar, în van sau în gol, adică a vieții, adică a timpului, se pedepsește. Cu ce? Cu suferință. Evident că te simți lită de energie pentru că eu am stat doar, dar tu ceva făceai. Inutil, dar făceai cheltuie pentru a face orice, pentru a mișca orice, un neuron acolo e nevoie de energie. Tu cheltuiei propria ta energie care și așa ți-e limitat în timpul zilei. După două ori ești lită de putere și o să dai vina pe mine pentru că eu te-am atacat energetic. Asta e vampirism energetic? Da, așa explică oamenii. În loc să-și găsească unde la ei, prin doagile lor, spunem așa, curge vinul pe jos și să se astupe găurelile, ei dau vina pe nevastă sau pe celălalt partener că de când sunt cu tine m-am enervat, nu mai am putere, gata, nu mai am putere. Mai mâncat, mi-ai mâncat energiile, mai atacat energetic, ești vampir energetic, de aia nu mai am energie. Nu. O femeie, o soție sau un soț poate numai pe însăși prezența lui să-ți arete unde tu ești imperfectă. Pe unde îți curge vinul pe jos sau vinul vieții, cum ar fi spus. Care e interesant, îți transformă din apă în vin, din vin în apă. Curge pe jos. Pentru tine, parcă nu se sizez, pentru că nu-ți cunoști erorile. Tu te enervezi, da? Eu te enervez, iar tu, eu nu fac nimic că te enervez, tu pur și simplu te enervez. Eu prin asta îți arăt, ești imperfectă, repede trebuie să te duci acolo, dai cercurile mai jos, strângi butoiul mai bine, bagi acolo prapură printre fisuri ca să nu ducă vinul pe jos. Că în momentul ăla când să duci vinul pe jos, știi care e chestia, tu nu mai folosești nimic din acea energie. Da, ce spun eu, entitățile, furnicile de pe jos, cine ar fi pe acolo? Pentru ele e mare sărbătoare, că primesc energie de undeva și tu reprezinți pentru ele e o sursă de energie gratuită. Ele pentru ele o sărbătoare acolo, toate furnicile acum vor fi biete, sărbătoare mare pentru ele. S-a scăldat în vinul tău. Dar faptul că tu pierzi vinul pe jos nu-i problema mea, ci a ta. Continuăm imediat această discuție interesantă după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi să aflați și alte lucruri interesante. Revenim în câteva momente.